În ceea ce privește riscul la care ne supunem când suntem în clădiri, spații închise, cu uși puține, cu ferestre mai puține, eventual chiar și subsoluri, și se produc incendii. Este foarte important să știm că focul este un mare consumator de oxigen și este nevoie să existe o sursă de aer. Dacă ne repezim și deschidem niște geamuri, și de regulă asta se întâmplă, cei care sunt la margine, dacă sunt mai mulți, fug la geam și deschid geamul. Acesta întreține focul. Dacă cumva hainele noastre au luat foc, alergăm cu ele, firește că întreține focul, întețește focul și riscul ca să ne ardem mai tare este cu atât mai mare cu cât fugim mai mult sau mai repede. Dacă ne stropim cu apă și spunem că dacă punem ceva ud pe noi, ne protejăm de foc, greșim. Tot ceea ce este ud, tot ceea ce luăm ud pe noi, fierbe pe piele, fiindcă apa este un conducător termic mai bun decât aerul sau decât alte medii, inclusiv hainele. Asta este motivul pentru care nu încercați să vă puneți o cârpă udă în cap sau pe corp, o haină udă, să vă udați hainele și să intrați într-un incendiu, eventual să scăpați pe cineva sau să scăpați ceva. Este total contraindicat. Fierbeți efectiv. În ceea ce privește simptomatologia, simptomatologia se încadrează într-un sindrom clinic numit boala arșilor, care este la toate speciile de viețuitoare, nu numai la oameni, și la animale. Se întâmplă. Această boală a arșilor are două sindrome importante. Este arsura pe căile respiratorii și sindromul renal ulterior. Ți explic. Căile respiratorii sunt foarte sensibile la temperaturi ridicate și, din păcate, sunt și primele care omoară pacientul sau cel care a suferit o arsură a căilor respiratorii. Practic, în 12-24 de ore, maxim 36 de ore, cei care au afecțiuni respiratorii, arsuri respiratorii, se duc. După care urmează, să spunem așa, fenomenul evolutiv al bolii, respectiv distrucția celulară sau distrugerea celulelor care sunt arse. Aceste celule sau țesuturi care sunt într-o primă fază arse, intră într-un proces de refacere, la început un edem, după care intră într-un proces de refacere, iar această refacere presupune absorpția, resorpția, intrarea în circulația sangvină, limfatică și apoi sangvină, a produselor de dezintegrare tisulară, produși care trebuie să fie eliminați prin rinichi. Însă acești produși nu sunt substanțe simple, sunt catene proteice și lipide oxidate, toate astea realizează un blocaj al rinichiului, blochează rinichiul. Cam pe la 3-5 zile apar fenomene de insuficiență renală cauzate de acumularea acestor produși și de blocarea rinichiului prin produsii pe care nu mai apucă să-i elimină, pe de o parte, și produsii care îl intoxică, îl blochează. Filtrarea glomerulară este ca și cum ar fi îl înfundă, ca să mă exprim mai simplu. Și asta cam la 3-5 zile survine și poate dura până la 2 săptămâni. Asta este motivul pentru care arșii sunt supuși dializei permanente pentru îndepărtarea pe care acestui mijloc a substanțelor care se produc normal în organism. Însă, dializoarele, cât ar fi ele de moderne, nu reușesc să elimine complet ceea ce rezultă din distrucția tisulară și resorpția produșilor distruși. Și asta este motivul pentru care nici în situația în care avem dializa disponibilă, prognoza nu este total favorabilă. Ăsta este motivul pentru care, din păcate, pacienți mai mor și la multe zile. Fără a mai spune că țesutul ars este foarte supus infecțiilor. Pe de o parte, este și o paralizie imunitară cauzată și de colapsul vascular, cauzată și de starea de șoc general a organismului, dar cauzată și de faptul că zone tisulare extinse sunt expuse infecției și nu mai sunt protejate cu un aflux sangvin care să realizeze imunitatea locală. Și infecția țesutului ars este al treilea sindrom sau a treia componentă a sindromului numit boala arșilor. Trebuie să fim foarte atenți, trebuie să avem un pic mai multă minte
atunci când ne supunem în situații extreme. Fiindcă eu consider că a intra într-un beci, într-o noapte, ca să ne distrăm, într-un beci în care toată lumea fumează, în care este plin de surse de electricitate care pot produce scurt circuit, este plin de substanțe care, dacă se aprind, emană vapori toxici. Toate decorurile astea care sunt prin cluburi, prin stabilimente de acest gen, sunt și inflamabile și sunt și tot felul de substanțe, coloranți, tot felul de substanțe care, odată aprinse, elimină gaze toxice. Iar de regulă, cei care sunt la margine sunt primii care deschid geamurile, total contraindicat. Cei care sunt la ușă sunt primii care se repet la ușă, sunt primii care eventual încurcă, nemișcându-se suficient de repede, normal, ei se comportă instinctiv. Iar cei care se gândesc să găsească o sursă de apă, să se ude, să se întoarcă după aceea udați, cum s-a întâmplat în cazul de la București, să se întoarcă după aia udați și să încerce să salveze crezând că această haină udă îi protejează, nu au judecat bine și au plătit din păcate. Eu cred că trebuie să avem un pic mai multă responsabilitate, puțin mai multă minte, iar în ceea ce privește aceste stabilimente, se pune problema că nu se poate pune un senzor de fum din cauza că se fumează. Fals. Există senzori de fum care nu reacționează la fumul de țigară. Este senzor de substanțe chimice care rezultă de la fum. Inclusiv senzorul de exces de CO2. Este foarte important acest senzor. Este și asta un pericol în cazul unei aglomerări foarte mari. În general, și la concerte, când mă uitam, stadioane întregi cu oameni unul lângă altul, câte probleme pot apărea? Trebuie să fim puțin rezervați, puțin reticenți și bine organizați atunci când producem astfel de aglomerări umane, umane fiindcă asta este, trebuie să le facem. Ne-am înmulțit, ne simțim bine împreună, suntem o specie socială.